Cum ai început tu fotbalul? Păi am început fotbalul jucând prima dată la școala generală, cred că la vârsta de 5 ani. Eram la grădință, jucam cu colegii mai mari și mă descurcam foarte bine. Și m-a văzut un antrenor care era la Urban Titu și de atunci a început cariera mea de fotbalist. Te gândeai când erai atât de micuț că vei ajunge un fotbalist profesionist? Aveam încredere în mine, pentru că asta este foarte important, să ai încredere în tine, dar nu mă gândeam să ajung chiar în România la un club așa foarte mare ca Steaua. Cât timp ai petrecut la echipa a doua? Păi cred că am stat o lună și ceva, două. Bine, într-o lună și ceva, două, cred că am stat, am fost și la Turis. După m-am întors, am jucat un meci la Liga 3 contra CSA. Și după următoarea zi... Și a venit zi, vestea cea mare, după, că a fost și acel context, nu? După meciul cu CSA, seara am primit mesaj că mâine să mă prezint la echipa mare la masă, că aveam meci cu FC Argeș. Și te așteptai să vină atât de repede momentul sau îți spuneai în minte, trebuie să mai am puțină răbdare? Nu, că eu știam ce pot și chiar mă așteptam să vină momentul să debutez și la echipa mare. Cum a fost contactul cu echipa mare? Deodată intri acolo în vestiar? Eu sunt mai rușinos. Așa. Și când am ajuns la echipa mare, așa, mi-era un pic rușine când intram în vestiar, când mă duceam la masă, nu prea mi-era rușine să mănânc. Și cine te-a luat sub aripa lui? Cine te-a ajutat să te integrezi? Mă refer dintre cei cu experiență. Știi că de obicei îi observă pe cei mici. La noi, la Steaua, nu prea sunt jucători așa cu experiență, suntem mai mult tineri. Și când m-am dus prima oară, stăteam cu Perianu și Perianu era prieten cu aproape toată lumea și am început și eu să mă împrietenez încet, încet, că sunt prietenii mei toți și este un grup foarte bun acolo și cred că nu are nimeni probleme dacă vine cineva, un jucător tânăr sau cineva să își facă probleme de integrare, că am mai văzut că nu s-a integrat, că nu e adevărat. Cred că e cel mai frumos grup la care am fost până acum. David, cât a contat faptul că Gigi Becali a avut atâta încredere în tine de la început? Adică cu ochii închiși a achitat clauze, ce mai era pe acolo? A contat foarte mult că a avut încredere să achite suma, dar a contat foarte mult și că m-a folosit în continuare, cu toate că eu aveam poate cât o perioadă mai proastă și tot mă folosea, tot mă băga să joc. De exemplu, când se termină un meci și simți că n-ai dat randamentul scontat, ce îți trece prin minte? Ce zici? Păi deja dacă fac un meci prost, deja încep cu gândul, mă, ce fac, ce... Și acum m-am mai dezghețat puțin la minte așa să nu mai pun mare problemă, mamă, dacă am făcut un meci prost sau... Ești genul care pui foarte multă presiune pe tine, nu? Puneam, acum nu prea mai pun. Nu mai pui? Nu. Acum sunt relaxat, eram început să intru foarte crispat așa la meciuri, să mă gândesc, mamă, dacă o să greșesc, dacă nu mai iese jocul, dacă... Acum intru în teren, sunt relaxat și îmi fac ce trebuie și cred că s-a văzut în ultimele meciuri. Cum s-a produs acest declic? Cum ai șters toată crisparea, anxietatea aia care îți trecea prin suflet? Păi, cred că de la meciul cu Rapid, m-am pus așa înainte de meci și am zis, hai să mă concentrez la meciul ăsta, că dacă aflasem că o să joc titular, o să joc din prima, după meciul cu Cluj, și aflasem că o să joc din prima și am spus, să încerc să fiu ca înainte, să fiu dezinvolt, să nu mai am emoții, să... Și cred că mi-a reușit. Ție ce spunea familia în momentul în care ai avut această perioadă mai slabă și mai și vedeau că vine o grămadă de critici către tine? Îmi spuneau să nu bag în seamă și să încerc să revin la forma la care am fost și m-au ajutat foarte mult. Te uitai în acea perioadă, de exemplu, pe YouTube, la golurile tale, la fazele tale? Păi fix înainte de meciul cu Rapid, fix atunci am început să mă uit și mi-am dat seama că uite ce pot și pot mai mult, dar
trebuie să fiu puțin mai liniștit la cap, să nu mai bag în seamă pe toată lumea și să-mi văd de treaba mea. Când intri în teren, trebuie să fii în gândul tău, să fii 100% concentrat. Ți-ai dat seama că talentul încă e acolo, adică nu ți-l ia nimeni, da, nu? Da. Cât de important este talentul și cât de important este munca în viața unui tânăr fotbalist și cum reușești să le îmbini? Mi-am dat seama și de asta tot acum, că trebuie să muncești foarte mult. Trebuie să te duci la sala de forță. Și cred că contează mai mult să muncești decât să ai talent. Că dacă am talent și stau toată ziua și stau pe telefon și nu fac nimic, sau mă duc la antrenament și stau pe telefon și ies de, trebuie să te duci să muncești, să faci sală. Este foarte important. Faci sală și după antrenamente? Mă fac refer înainte de antrenament. Fac înainte de antrenament, după ies de antrenament, după, poate dacă fac un antrenament mai ușor sau așa, merg și înapoi la sală și lucrez din nou. Ai introdus acest obicei în această perioadă? Da. Cum? Și asta mi-am dat seama că ajută foarte mult. De asta mi-am dat seama că de mai multe lucruri. Cum ar fi? Refacerea e foarte importantă. Să te duci la sală, să te odihnești, să mănânci corect și dacă faci toate lucrurile astea bine, nu cred că ai vreo problemă să dai 100% pe teren. Cum a fost adaptarea la viața aceasta din București pentru tine? A fost grea adaptarea. Nu cunoșteam pe nimeni. Cum ți-ai petrecut prima perioadă până te-ai împrietenit, până te-au scos băieții? Chiar mai mi-aduc aminte. Știu că ne-am strâns mai mulți acolo la internat. Eram mai mulți, unii de la Pitești, care și acum sunt prieteni foarte, foarte buni cu ei. Și s-a făcut o prietenie, ca o familie eram acolo. Avem fiecare grijă de, dacă avem nevoie de dea-mi eu, dacă avem unde dea el. Și suntem și acum ca o familie, cei care am fost acolo. Deci tu când ai semnat cu FCSB, ai stat acolo, nu? La internat, în bază, nu? Da. Și cum e viața acolo? Bază, păi e... și acum stau acolo. Și acum stai tot acolo? Da. Nu te-ai mutat? De ce ai ales asta? Deși acum poți să stai oriunde. O să încerc să mă mut. Pentru că vreau să mă gândesc mai mult la fotbal. Că dacă e bine, poți să te gândești la fotbal oriunde e. Și dacă stai la Unii? Da. Dar cred că te-ai și atașat de loc, că a fost locul acela care ți-a oferit siguranță, a fost casa ta, cum ar veni. Da, este, cred că sunt toate condițiile acolo să devii un fotbalist de top. Plus că și frățiorul tău, povestește-ne puțin despre el, că acum... El e mai nebun. El e cel mai mic din familie? Nu, mai am o soră mai mică. Voi câți frați sunteți? Cinci. Cinci. Cum e viața cu 5 copii? Cred că e mai frumos decât să fii singur sau... E mai frumos să fii mai mulți. Vă adunați când sunt sărbători, de exemplu? Da, ne adunăm, facem un grătar, facem, mai stăm la povești. E frumos așa, nu? E frumos, da, da. Ți-ai petrecut Crăciunul cu familia? Nu, Crăciunul mi l-am petrecut la București. Am fost înainte de Crăciun cu o zi, cred. Am stat acasă 2 zile. Și după am venit înapoi la București, pentru că aici am mai mulți prieteni, am mai... Și mai ai o soră în București, nu? Da, da. Deci voi sunteți 2 băieți și 3 fete. Da. Deci domină fetele. Da. Și sora cea mare are grijă de tine? Te mai verifică din când în când? Mai verifică, da. Și frățiorul? Joacă și el, nu? La... Joacă și el, la da, FCSB. La FCSB, la Steaua. De cât timp? De un an de zile, cred. Și cum a venit propunerea? Prima dată când a venit și el, eram mai mic, tot la fel, îi venea să plângă, era dor de casă, dar acum s-a dezvoltat foarte mult și e aproape cât mine. Cine l-a remarcat? Sau cum au pornit discuțiile să vină fratele tău? El făcea fotbal tot la Nuncet acum și am spus să, dacă poate să vină să-l vadă antrenorul, dacă poate să-l oprească, dacă face față, să-l oprească și pe el. Prima dată a început la grupă, erau 2 grupe, FCSB și FCSB Academy, care la FCSB Academy sunt jucători. Sunt buni, dar să faci pasul cum e peste tot, trebuie să
așa a început acolo la FCSB Academy și după a făcut pasul la FCSB. Am văzut că vine și la antrenamentele tale. Și la antrenamente și la meciuri. Și încearcă să fure meserie. El pe ce post joacă? La fel ca mine. La fel ca tine. A fost un sezon și cu multe reușite, dar și cu dezamăgiri. Sau un an, să zicem așa, nu? Am avut perioadă mai slabă. Cred că postul meu cred că e extremă stângă. Nu cred că pot să mă descurc inter sau număr 10. Acolo sunt eu învățat de mic, acolo am eu reperele mele, ce să fac, știu unde ar trebui să o dau, știu unde să află colegul. În centru e puțin mai diferit, mai trebuie să faci efort, să alegi mult mai mult, trebuie să fii și ca bandă trebuie, dar în centru știe toată lumea că toată lumea care face fotbal, că e un efort mai și trebuie să fii mai o laruge, trebuie să fii tare pe picioare să și eu nu e genul meu să fiu țapă, să că sunt mai mă refeream și cum a fost pentru tine să joci cu West Ham? Păi, în primul meci am jucat, cred că 20 de minute, nu mai știu, așa, și în al doilea meci pe arenă, dar e, cred că e cel mai frumos în Anglia, cum sunt suporterii și stadion full și cum fac la goluri și e incredibil. Pari hipnotizat de atmosfera din Anglia. E cea mai tare atmosferă. Dar știi că și fotbalul de acolo e destul de dur. E dur dacă ești bun, nu e dur. Merită orice sacrificiu ca să ajungi la o echipă din Anglia? Da, la orice echipă din Anglia. Ți se taie respirația în momentul în care ajungi pe un astfel de stadion la o vârstă destul de fragedă? Cu ce sentimente te încearcă? Nici nu prea realizezi și când te gândești că am jucat Steaua cu West Ham, dar dacă te duci la City cu Manchester United sau se duce la... Cred că e tare. Care e echipa ta preferată? Din Anglia sau din... Eu știu din ce campionat. Real Madrid. Când te uitai la clasament și voi erați acolo 13-14, jucători de milioane, ce trecea prin minte? Și vedeai că trec etapele și voi nu mai reușea să urcați în clasament. Păi eu aveam încredere în colegi, știam ce putem. Știam că o să vină momentul în care o să câștigăm meciul unul după altul și o să revenim sus unde ne este locul, pentru că avem o echipă, cred că cea mai bună echipă, cu suporterii. Știam că dacă o să începem să câștigăm, o să vină suporterii foarte mulți la stadion, pentru că cred că avem cei mai mulți suporteri. Și mă așteptam să ne revenim, că am văzut că eram pe locul 14, parcă eram toată lumea, mamă, râdea că retrogradăm, că... Nu te așteptai să terminați pe podium acest an? Nu mă așteptam, dar toată lumea, când eram pe locul 14, retrogradăm... Dar tu te-ai gândit în vreun moment că puteți să jucați în play-out? Sau în mintea ta era play-off-ul, știai că acolo este locul vostru? Știam ce putem și... Știam că suntem puternici ca echipă. Care a fost cea mai mare dezamăgire din acest sezon? Adică mă refer la meciuri. Meciul care te-a dezamăgit cel mai tare. Poate să fie și unul din campionat pe care nu te așteptai să-l pierde sau să faceți egal. Păi, meciurile care m-au dezamăgit, cred că sunt meciurile în care nu jucam. Eu sunt ofticos așa, mă oftic foarte mult. Plâng dacă pierd, dacă nu suport să pierd sau să fiu așa, să nu fiu, eu vreau să fiu cel mai bun, așa sunt eu, eu vreau să fiu cel mai bun, să câștig mereu și când vedeam că nu joc, că nu mai câștigă echipa, nu eram foarte bine mental. Mai ai momente din acestea în care te descarci plângând? Pentru că te-am văzut inclusiv după un meci, nu mai mi-aduc aminte, dar am văzut lacrimi. Fiecare cred că are momente de astea când nu mai poate și să stă singur așa și începe să gândească și
poate că plânge, poate că nu plânge. Da, se gândește, descarcă, să zică, nu? Se descarcă, da. Când te-ai îndrăgostit de Steaua? Păi când eram mic, cred că numai despre Steaua să vorbea. Și asta cred că m-a făcut să mă îndrăgostesc de Steaua. Deci, practic, tu te-ai îndrăgostit de acea perioadă cu Chelsea, Ajax? Da. De cine îți plăcea din acea generație? De Tănase, Cristian Tănase. Era preferatul tău? Da. Ai fost și la meciuri în acea perioadă? Nu prea aveam cu ce să vin la meciuri. Și nu prea venea nimeni la meciuri așa să pot să vin. Știu că am fost la Steaua cu Astra, parcă, odată. Și ea gen întrică o pintilii și nu am să vin de... Și? Nu mi l-a dat. Dar acum ai un tricou? Am un de tricou, la Pintilii? Da. Ți l-a dat ulterior? Da. Când ți l-a dat? Acum vreo 6 luni, cred. 6 luni? Da. Adică recent? Recent, da. Și te-ai ofticat atunci când nu ți-a dat tricol? Asta, bine, acum îmi dau seama că nu avea cum să mi-l dea, pentru că dacă stai la autocar și ceri un tricol, nu mai cum, că îl dai la vestiar și nu mai. Și eu la încerc la autocar. Cum se vedea Mihai Stoica prin ochii suporterului de acum 10 ani? Te întreb. Sincer, nu știam cine se ocupă de echipă, cine... Știam de că jucători, atât, da. Ce rol a jucat Mihai Stoica în viața ta până acum? M-a ajutat foarte mult. Foarte, foarte mult. Cu sfaturi. Mi-a dat foarte multă încredere și cred că asta contează, să-ți dea cineva încredere. Și vreau să-i mulțumesc foarte mult că este alături de mine și sper să ajute echipa să luăm un campionat. Cum a fost perioada de la Națională 2022 cu Grecia, nu? Am debutat cu Grecia, da, pe Ghencea. Cum a fost acel moment? Încă un vis împlinit. Eu mi-am pus de la început niște lucruri în minte, de mult, de mult. Mi-am pus niște lucruri în minte și cred că fix cum am gândit până acum, fix așa a fost. Deci tot ce m-am gândit, fix așa a fost. Când eram mic, spuneam, lasă că o să ajung la 18 ani să joc în Liga 1, am jucat în Liga 1. Am zis, o să debutez la Național la 19 ani, 20 de ani, am debutat la Național. Până acum, cam tot ce m-am gândit... Ești în grafic. Sunt în grafic, da. Ce mai ai pe listă? Nu pot să spun. Pe termen scurt, campionat. Campionat și să plec cât mai repede în străinătate. Ăsta este visul cel mare. Da. Tu te simți acum pregătit sau simți că ar mai fi câteva luni de stat, un an prin România? Ești suficient de matur pentru a face acest pas? Cred că sunt suficient de matur, pot să fac pasul, dar așteptăm să vină o ofertă cea și să vedem. Când ai suferit cel mai mult pentru Steaua din postura de suporter? Am fost la meci, când a dat Planici gol, dar am suferit de bucurie. Când a dat gol din alunecare, am început să plâng de bucurie pe stadion și prietenii cu care am avut și-l dau de mine, că de ce plâng. Ce mesaj ai pentru toți juniorii din România care își doresc să ajungă ca Tavi Popescu? Nu să ajungă neapărat ca mine, să creadă în ea, asta e cel mai important, să ai încredere în tine. Părerea mea asta e, să ai încredere în tine și să faci ce-ți place când intri pe teren sau în orice alt sport, să fii relaxat, să te gândești că ești cel mai bun și să ai încredere în tine. Cel mai frumos gol marcat? Împotriva CFR-ului, 3-3 parna Național. Cel mai dificil adversar? CFR-ul. La cine te uitai cu admirație când erai junior? Deci, când eram junior, mă uitam, când eram mic, mă uitam la Cristiano Ronaldo și după când am început să mai cresc, am început să mă uit și la Neymar. Cu cine ai ajuns coleg și nu te așteptai să împarți vestiarul cu el? Cu Florinel Coman. Antrenamente fizice sau joc cu mingea? Joc cu mingea.
cel mai mare sacrificiu făcut pentru a juca fotbal? Să plec la o vârstă fragedă de acasă. Cum arată vacanța perfectă pentru tine? Nu sunt eu cu vacanțele. Mi-am îndeplinit un vis când? Am debutat la Steaua în Liga 1. Cea mai mare dorință e să? Calific România la un campionat mondial. Fotbaliștii mai plâng câteodată? Sigur. Care e lucrul pe care l-ai dorit dintotdeauna să-l faci și n-ai reușit până acum? Să dau hat-trick. Cu cine ți-ai dorit să faci schimb de tricouri? Cu Neymar. Dacă ai fi pentru o zi Dumnezeu, ce le-ai oferi copiilor din lume? Sănătate. Nu aș fi ajuns niciodată aici dacă nu? Aș fi avut încredere în mine. Aș revedea de 10 ori filmul sau serialul? Prison Break. Pentru un meci mi-aș dori să îmbrac tricoul? Real Madrid. N-ai învățat niciodată limba? Ce limbă ți se pare? Germana e grea.